Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Atenție la Educație. Vom vorbi astăzi despre grupul de inițiativă Cercetașii DAPIX Mercidia. Am alături de mine două doamne care sunt lideri voluntari și doi cercetași aspiranți și un cercetaș al cercetașilor marini din Constanța. Bine ați venit! Începem din partea stângă, Maria Mircea, Grațiela Vrânceanu, Alina Mircea și Georgiana Vrânceanu. Bine ați venit încă o dată în emisiune, în platourile Media TV. Bine v-am găsit! Aș vrea să începem prin a le povesti telespectatorilor ce înseamnă cercetășia, ce este acest termen, de unde a pornit, câteva informații, dacă puteți să ne dați, doamna Alina. Cercetășia este o educație non-formală, este un voluntariat pentru tineri și adolescenți, formați de lideri și îndrumați de lideri adulți. Fondatorul cercetășiei este Robert Baden-Powell, născut în anul 1800. A fost fondatorul și a rămas în istorie cu această minunată activitate. La noi în țară a intrat în anul 1993. Fondatorul, fondatorul cercetășiei în țara noastră a fost Gheorghe Murgoci. Am înțeles, Organizația Națională Cercetașii României de atunci este înființată? Da. Din anii 1900. Destul de mult 90. Timp. De ce atât de târziu la Mercidia? Pentru că înțeleg că avem aici un grup de inițiativă și urmează să existe un centru local. Aveți speranță să realizați avem un centru speranță. Local la Mercidia? Avem copii și mici și mari. De ce atât de târziu era întrebarea sau de ce acum și cum v-ați gândit să aduceți cercetași aici? Pentru că înțeleg că sunteți unul dintre inițiatorul. Grupul acesta de inițiativă a pornit cu ocazia festivalului DAPIX, care a avut loc în 1 mai anul acesta 2018. Cercetașii marini, nașii noștri din Constanța, au fost invitați la acest festival organizat de primărie, Primăria Mercidia, și cu ocazia asta orașul Mercidia a avut prilejul să vadă ce înseamnă cercetășie, să cunoască cercetașii marini, să afle informații despre ei, drept pentru care am întocmit și noi un grup. Înțeleg că Maria face parte din cercetași. Tu ai fost atunci la DAPIX cu grupul de copii care au reprezentat cercetașii marini? Da. Ai fost acolo, da? Ce ați făcut voi în zilele festivalului, Maria? Am ajutat persoane, adică era un cor lângă noi care se ocupa de armată, de tot ce, de costumația și armurile care erau în vremea regelui DAPIX. Și am ajutat să aibă grijă de acel loc în timp ce ei erau la antrenamentul pentru spectacolele, da, care aveau loc în cadrul festivalului. Pentru și mi-am ajutat și să caute o mică piesă de la o pușcă, nu am găsit-o, dar... Am înțeles, voi ați avut un cort acolo, ați comunicat cu, eu știu, copiii de vârsta voastră, mai mari, mai mici, da, au venit să vă întrebe, dar ce faceți voi aici, ce este cu cercetașii acești, ce sunteți voi, cu ce vă ocupați? Da, doar că eu una nu prea știam să le răspund, mai mult temerarii care sunt cei care este grupa care pornește de la 11 la 14 ani, ei erau acolo și le-au povestit mai multe. Am înțeles. Și tu în ce grupă ești? De pișori, care sunt de la 7 sau 8 la 11 ani. Am înțeles. Sunteți în... Și Grațiela? Da. Tu în ce grupă ești? Tot aici cu... Nu. Dar tu ce? Tu am înțeles că ești cercetaș aspirant. Ce înseamnă lucrul acesta? Adică aspiri să devii cercetaș? Da? Da. Asta este, da? Bun, și ce faci în sensul acesta? Te pregătești cu doamnele? Da. Da? Ia să vedem cum se pregătesc cercetașii aspiranți și cercetașii care, mă rog, sunt cu drepturi de pline, ca să zic așa. Doamna Georgiana, spuneți-ne, vă rog, cum
ați reușit să strângeți copiii din Mercidia, astfel încât să aveți un grup, pentru că înțeleg că este un grup destul de mare, noi am și filmat la o activitate și o să vedem și câteva imagini. Cum i-ați strâns pe acești copii? În mare parte acest lucru se datorează Alinei și cercetașilor Malin. Atunci când a avut loc festivalul DAPIX, foarte mulți copii s-au arătat interesați de cercetași, de cercetășie. Foarte mulți au apelat la Alina, fiind din Megidia. Tot același lucru l-am făcut și eu, așa am ajuns să ne cunoaștem printr-un telefon. La fel, printr-un alt telefon mi-am arătat disponibilitatea și ușor, ușor copilașii s-au strâns, mai ales după prima activitate. Am avut o prima activitate de cunoaștere pe stadionul municipal. Câți au fost la prima? Câți copii au fost? Cred că în jur de 20, dacă nu mă înșel, împreună cu părinții. Da. Am vrut să-i cunoaștem, să ne cunoască. Pe atunci era Alina, eram eu și cred că două persoane de la Cernavodă ca și lideri voluntari. Și ușor, ușor tot și-au mai exprimat dorința de a veni copilași. Cât sunt în prezent? Câți copilași sunt înscriși? Sunt 25 de 25. Copii. Și în cele două categorii de vârstă. În cele două categorii, categorii lupișori și temerari. Lupișorii sunt până la clasa a patra, până în 11 anișori. Ciclul și temerarii, ciclul primar exact, și temerarii clasa 5, clasa 8. Avem 25 de copii, avem 9 voluntari adulți și pornim cu forțe noi. Am înțeles că nu aveți încă un sediu. Aveți așa însă este, promisiune? Așa este, avem însă promisiune de a primi un sediu din partea primăriei. Încă mai așteptăm răspuns. Da, sigur se va soluționa. Sigur, oricum nu cred că pentru primele activități este neapărat necesar un sediu, pentru că am văzut că vă desfășurați activitățile în aer liber. Asta este așa una este. Dintre reguli sau... Nu, este una dintre reguli. Activitățile se fac și în încăpere, la sediu, dar profităm de vremea bună și de anotimpul plăcut și încercăm pe cât de cât să facem activitățile în aer liber, în natură. De ce să scoatem copiii? Cercetașii obligat, nu știu, eu așa înțeleg prin cercetași că umblă prin natură. Așa mi se pare mie, nu știu, asociez cercetașii cu natura. Este așa sau ei au și alt rol? Într-adevăr, toate activitățile sunt legate de natură. Cercetașii iubesc natura, sunt cumpătați. Aceste vorbe fac parte din cele 10 legi pe care le știm deja. Măriuca poate să ne ajute. Maria ea știe da? Deja, pentru că ea normal ar trebui să știe aceste legi, nu? Fiind de câți ani ești tu la cercetaș? De 2 ani. Deci ai deja da, vechime, da. Așa că o să apelăm la tine să ne spui câteva din legile cercetașilor. Ce ți-aduci tu aminte? Da, dar nu le știu pe de rost. Nu le știi pe de rost. Haide să vedem așa cam despre ce este vorba. Nu trebuie să le știi cuvânt cu cuvânt, cum sună ele, dar despre ce este vorba în aceste legi? De ce este nevoie de niște legi pentru cercetași? Pentru că ar trebui să fie respectate și odată ce te pui promisiunea, trebuie cumva să... Să respecti regulile da. Grupului respectiv, probabil. Pentru că a fi cercetaș înseamnă să... Adică fiecare activitate, fiecare oră pe care o petreci alături de acest grup o să depindă de legile pe care ar trebui să le respecti. Haide să vedem. Spunea doamna Alina ceva de cumpătare. Ce înseamnă să fii cumpătat? Cercetașul trebuie să fie cumpătat. Adică să fie cumva econom, dacă dă drumul la robinet, să nu lasă apă să curgă decât dacă are nevoie de apă sau să spele pe mâini. Am înțeles, deci să facă economie, da? Da, să protejeze natura? Pentru da. Că implicit, făcând economie de apă, de curent, protejăm cumva și mediul, da? Și, da, noi ne legăm mult de natură, pentru că și una dintre legi spune că cercetașul iubește animalele și nu poluează și ceva de genul. Și pentru că cercetașul iubește animalele, din această cauză v-ați ales numele lupișorii? Nu cred. Nu știu. Când a fost și cum a fost ales numele? Povestea cu lupișorii, fondatorul, cum am spus mai devreme,
a pornit de la, i s-a părut foarte interesată Cartea Junglei și a introdus toată povestea asta, Cartea Junglei, a adus-o la nivel de copii. Practic trăim într-o junglă, iar copilul învață de mic să se descurce. Mai apoi, când devine adolescent, iese din junglă, pleacă spre câmpie, urcă pe un munte, sunt etapele prin care trece la Temerar. Este câmpia, dealul, da? Podișul, muntele, sunt etapele Temerarului. Iar lupișorul respectă legea junglei. Este foarte frumos. Observ și am observat și la activitatea la care am participat că orice îi învățați pe copii, orice activitate are o poveste în spate, orice exercițiu pe care îl faceți are o poveste. Este util, este mai ușor pentru copii să rețină în felul acesta, este mai plăcut. De ce se practică povestea? Toată joaca lor, ei învață cum să se descurce, cum să supraviețuiască într-un moment în care rămâne singur la școală, când vin părinții să nu se sperie sau trebuie să fie sigur pe ei în orice situație. Și povestea din spatele activităților, credeți că este utilă pentru ei, să întrebăm pe ei? Da. Să le întrebăm pe fete, de fapt. Cum vi se par poveștile pe care le aflați? Pentru că, iată, vorbim de Cartea Junglei, vorbim de lupișori și de... mi-ați povestit voi atunci când am fost la activitatea voastră despre un iepuraș care, mă rog, mi-ați povestit cum se face nodul. Sunt tot felul de povești pe care le aflați. Vă plac poveștile? Este frumos așa? Faptul că aflați aceste povești, vi se pare mai frumos așa decât cum este la școală? Nu știu. Da. Este mai frumos decât la școală? E așa, mi se pare. Mai frumos cu povești decât cu lucruri teoretice, nu? Da. O să întrebăm pe doamna care este cadru didactic și cadru didactic să ne facă o comparație între activitățile de la școală, activitățile formale și activitățile non-formale care se întâmplă în cadrul acestor întâlniri ale cercetașilor. Și la școală avem activități de genul, ca și activități extrașcolare. Evident, suntem constrânși de spațiu. Nu ne putem desfășura așa cum ne dorim, constrânși de materiale, dar cercetășia învață să devină un pic independenți. Îi învață să se rupă puțin așa de familie. Îi învață să-și facă prieteni noi. Pe când la școală suntem tot același grup, tot timpul. Și aceeași sală de clasă, aceeași mai sală, puțin ieșită, aceeași doamnă, pe când aici liderul este o persoană nouă, necunoscută, și intră în contact cu alte persoane. Colegii noi, prieteni noi, sigur că da. De asta alte este și scopul de a-și neapărat... face prieteni cât mai mulți prieteni, de a socializa, de a lua ce este bun de la cei mai mari, pentru că cei mai mari asta și fac, îi învață și îi îndrumă pe cei mai mici tot timpul și au grijă de ei. Lucru pe care l-am observat și în campul de la Năvodari, și ei sunt dorni să învețe cei mici întotdeauna și se exprimă mult mai liber decât o fac la școală. Deși a pornit de destul de puțin timp acest grup de inițiativă în Mencidia, ați observat, eu știu, evoluția copiilor care au participat la activități? Sigur că da. Și o să vă spun tot din experiența campului de la Năvodari. Eu personal am rămas surprinsă să-i văd cum se descurcă natura. Copilași care au mers prima oară cu cortul. Învățasem la o activitate precedentă să montăm un cort. Învățasem să ne punem ceea ce ne trebuie într-un rucsac. Dar am fost plăcut impresionată să văd că ei chiar s-au descurcat umăr la umăr. Au muncit să-și ridice acele corturi, să ne facem tabăra. S-au gospodărit, curățenie, în cort. Nu știu dacă vă puteți imagina că era bătaie pe spălatul vaselor. Da, lucru pe care la copilaj de 7-8 anișori și fetițe fiind, știți cum e, omicile mai protejează
copiii întotdeauna îi pun în ziua de astăzi de postaze. Și am descoperit că se descurcă. Se descurcă și pot fi independenți de la vârste mici. Și se descurcă și fără telefoane, fără tablete. Cum ați plecat în excursie fără telefoane? Exact. Sigur. Da. Fără telefoane, fără tablete, fără niciun dispozitiv. A fost și n-a fost tragedie? Nu? A fost bine? Da. Grație? Da. Da? E bine fără telefon? Da. Serios? Da. Da, pentru că am stat în natură, am cântat până târziu, am stat la focul de tabără. Restul pot povesti fetele. Sigur, aș vrea să le întreb pe ele dacă au reușit să-și ridice cortul. Pentru că înțeleg, într-adevăr, ați avut o activitate înainte în care le-ați explicat, dar una este la explicație și alta este în natură, unde nu aveam toate, nu avem tot ce ne trebuie, dacă am uitat ceva pe acasă sau aveam tot ce ne trebuie. Ați avut tot ce v-a trebuit cu voi? Da. Da? N-ați uitat nimic acasă? Nu. Și v-ați descurcat să ridicați cortul? Da. Bine, am fost ajutați de alți cercetași, mai mari, mai mici. Câți ați fost acolo în tabără sau camp? Peste 300? 350 copii? Da, 150. 150, am înțeles. Destul de mulți. Doar cei de la cei care erau la Lupișori, în grupa de copilași mici. Am înțeles că și cei mari au avut o altă. În același altă timp, ieșire. În același timp, aspiranții cercetași din Megidia, temerarii, mai mari ca decât Lupișorii, au fost în Vișina, unde este un centru local de Delta Scout. A fost campul Harry Potter, așa s-a numit. Iar și am fost invitați și noi. La Năvodari, cum s-a numit campul? Lupișorii în soare. Lupișorii în soare. Da. Și pot arăta și insignă. Vai, ați avut o insignă. Aveți o insignă pentru fiecare ieșire? Nu ieșire, pentru fiecare tabără pe care o faceți, am înțeles. Și aceasta este cea de la Năvodari, da? Da. Foarte frumoasă. De ce este Pikachu pe ea? Pentru că tema campului a fost Pokémon. Au fost Pokémonii și am avut și vânători de Pokémon și prin nisip, iarbă și am făcut una și prin nisip nocturnă. Am înțeles. Deci ați avut mai multe activități, da? Pe care le-ați realizat împreună cu cercetașii marini. Cine a coordonat activitățile în camp? Da, cu cercetașii marini, camp organizat de către Eva Litcaru, este fondatoarea centrului local cercetașii marini din Constanța. Și copiii au fost din Constanța și grupul din Mercedia, au mai fost și din alte localități? Și nu, doar noi. Și centrul Steaua Polară din București, într-adevăr, așa este, Maria mă atenționează că așa este. Noi am fost ca invitați, 11 copilași, 3 adulți, dar să știți că nu ne-am simțit deloc așa. Adică aveam senzația că suntem cercetași și noi cu acte în regulă de o veșnicie. Adică am făcut parte integrantă de acolo, parcă eram din peisaj. Copilașii au participat la absolut toate activitățile. A fost ceva minunat pentru ei. Așa este. Cum mi s-a părut modul de organizare? Au fost activitățile prea multe sau prea puține sau prea... Nu, dimpotrivă. Au fost foarte bine organizate activitățile, ca și program, pentru că am avut un program foarte bine stabilit. Am avut diverse vânători de Pokémon și am avut și timp liber pentru bălăceală în mare. Și pentru stat la povești, după amiaza, la focul de tabără. Dar, în schimb, nu, eu nu consider că a fost un program încărcat. Cât ați stat la Năvodar? 2 nopți, 3 zile. 3 zile. De vineri până duminică. Și nu a fost mult pentru copii să plece de acasă cu cortul în condiții? Absolut deloc. Imaginați-vă copilași care se trezeau la ora 6. Se băgau la ora 10 și jumătate când era stingerea, iar la 6 se auzea primul cor deschis. Și erau foarte freși. Foarte frumos. Mi-e milă de liderii care au fost pe lângă copii, dar... Da, eu zic că ne-am descurcat. A fost și pentru noi, pentru mine cel puțin, a fost o provocare. A fost primul camp la care am participat. Am experiența taberelor cu copii, dar parcă nu erau atât de matinali.
dar per total a fost o experiență și pentru noi și pentru ei, pentru cercetași și aspiranți. Le-a plăcut foarte mult, foarte mult, erau foarte încântați, chiar își mai doresc alte campuri. Spuneați la un moment dat că i-ați învățat și ce trebuie să conțină un rucsac. Ia să vedem ce ar trebui să aveți voi în rucsac atunci când plecați, cine vrea să-mi vorbească. Grație, știi ce trebuie să ai în rucsac? Da. Ia spune-mi, te rog. O busolă. Busolă. Și știi să folosești busola? Da. Ce face busola? La ce te ajută? Busola ne ajută. Mai tare puțin. Busola ne ajută când vrem să găsim ceva. Să ne orientăm, da? Da. Foarte bine. Ce altceva mai avem pe lângă busolă? Mai avem castron. Ce fel de castron? Ne luăm castronul ăla frumos așa de sticlă sau de, eu știu, de porțelan? Cel pe care îl ține mama în vitrină? Să nu se spargă? Ce fel de castron ne luăm? Maria? Ne luăm castron de tablă. Castron de tablă, așa? Da. Da. Și ați mâncat din castroane de tablă? Păi da, pentru că ne duceam și acolo liderii serveau mâncarea, prânzul, micul dejun și cina. Și ne mergeam cu castroane de tablă și ni se punea mâncarea în castron. Și era bună mâncarea din castron? Ai mai mâncat vreați altă dată din castron de tablă? Nu. Mă gândeam. Și am mâncat cu briceagul. Serios? Da. Aveți briceag din acela multifuncțional și cu furculiță și cu linguriță? Da, și am unul la casă care are și parfecuță de unghii. Vai, un cercetaș cu experiență și cu vechime ar trebui să aibă toate ustensilele necesare. Ce mai avem în... Am înțeles, castron, avem și acest briceag care are de toate. Ce mai avem? De tablă. Și avem cane de tablă. Bun, deci nu o luăm pe cea de porțelan, nici pe cea de, eu știu, ce sticlă minunată, pictată, da? Ce altceva mai trebuie să avem? O sticlă cu apă. O sticlă cu apă, obligatoriu, da? Obligatoriu. Bun, și altceva? Păi... O trusă de prim ajutor, nu știu, zic și eu. N-ar trebui, nu? Niște plasturi, ceva? De fel în patrulele mai dezvoltate, patrulele care fac activități mai dese, sunt și... copiii au și meserii, adică sanitarul care ar trebui să aibă mereu o trusă de... Am înțeles, există anumite roluri în patrulă. Da, mai fi patrulă noastră nu are așa ceva. Nu are sanitar. Da, atunci înseamnă că liderii probabil s-au ocupat de lucrurile acestea. Bun. Altceva? Ce mai trebuie să mai fie în rucsac? Mai avem ceva de pus în rucsac? O lanternă. O lanternă. Corect. Păi dacă vă treziți noaptea, normal că vă trebuie. Luna poate să fie sau nu, da? Te-ai trezit noaptea și ai vrut să ieși din cort? Nu. N-ai folosit lanterna. Ți-a fost frică să ieși din cort noaptea? Da. A fost frică așa? E, da, data viitoare nu o să-ți mai fie. Maria, tu ai ieșit vreodată noaptea din cort? Nu, dar nu mi-a fi frică. Nu? Mai ales că am fost cu cortul de două ori. Ai fost de două ori deja, deci tu ai experiență, am înțeles. Da, foarte frumos. Ce mai trebuie să avem în rucsac dacă ne ajută liderii? Un sac de dormit. Un sac de dormit obligatoriu, da? Da, un izopren, saltelul aceea pe care se pune să culeți dormit. Ce-am uitat? De lanternă a spus. Hai, păi, bineînțeles. Sigur, bineînțeles, mulțumesc, Maria. Și de ploaie, hăinuțe, pentru că... O pelerină de ploaie. Se poate întâmpla. Pelerină de ploaie, sigur, hăinuțe. Și corturile, cum ați mers cu corturile? Câți copii au intrat într-un cort? Cum ați procurat corturile? Ne-am organizat dinainte și ne-am stabilit. Am stabilit cine are corturi, cine poate să ajute, din părinții lupișorilor, ce urmau să meargă la năvădari. Am adus și noi, ne-am pus și noi corturile la dispoziție și să știți că socoteala de acasă cu cea din târg nu prea s-a nimeni, nu prea s-a... De obicei nu prea se potrivește. Da, nu s-au potrivit, pentru că la fața locului copiii au mai schimbat. N-au mai vrut doi în cort, au vrut trei.
Nu, până la urmă rămăsesem cu vreo 3 sau 4 corturi nefolosite. Este bine că au rămas, era mai grav dacă, dacă nu ajungeam. Bun, înțeleg că știți ce aveți de făcut, nu vă mai luați porțelanurile după voi. Lucrurile astea bănuiesc că au și fost discutate la întâlnirea pregătitoare. Nu? Deci toată lumea și-a luat tot ce a avut nevoie. Copiii au avut o listă de materiale, absolut tot, și au venit pregătiți. Este lista pentru iarnă și lista pentru vară. Este o anumită listă standard. Și încălțămintea este specială vara, specială iarna. Foarte interesant. Și ne-am adaptat. Da. Bun, dacă o să facem o mică pauză și o să vedem telespectatorilor să vadă materialul pe care l-am filmat la ultima activitate pe care ei au avut-o în parcul de la Mercedia. Și acolo au fost și niște interviuri unde ei au povestit niște lucruri și ne-au și arătat cum se face acest nod al prieteniei și o să vedem în continuare secvențe din acea activitate. Dau drumul acum și voi dați. 3 și... Stop! Strânge-o mai bine. Și acum... Îi poți da drumul? Ce? Ca să le diferențiem de ceilalți și lumea să ne recunoască pe stradă, pentru că încercăm să facem o lume mai bună decât am găsit-o. Respectăm cele 10 legi ale cercetașului. Le mai știți? Cravata se poartă cu un nod al prieteniei. Da, care nu este un nod oarecare. Măriuca, ajută-ne și îți alegi pe cineva care să un prieten care să te ajute când ai spus sigur. De asta se și numește nodul prieteniei. Cine crezi tu că poate să te ajute? O ajuți! Desface șarpa de la gât. Și spune-mi întreaga poveste. Pentru că sunt mulți care n-au. N-au, încă n-au învățat. Așa. Și începem prin a face un copacel. Apoi vine un iepuraș din partea cealaltă care face o tură a copacelului și se oprește aici. Cade o frunză. Iepurașul trece peste frunză speriat și intră în scorbura lui. Și a ieșit nodul prieteniei. Simplă. Da, dar nu e proască, adică nu proască. E răspunsul comun. Da. Eu știu că broască. Nu ridici mâna, că nici la școală. Că înseamnă broască, sunt două feluri de broască. Eu știu că e o broască mică, fără cochilie. O broască mică, fără carapace. Fără carapace, iar o broască mai măricică cu carapace. Astea pot au jos mânuța. Jos mânuța, că nu stăm la școală. Mai e unul, vă rog, Diana, a doua variantă, a doua...
Vreau să zic ceva. Continuă proverbul. Mâța blândă. Mâța blândă. Mâța blândă șoară cele urât. Mâța blândă șoară cele urât. Nu. Mâța blândă. Era bine, mâța blândă. Trecem. Te dai bătută? Rău, bravo! Cum te numești? Maria Secu. Și ce faci tu aici? Ce fac? Cum se numește grupul vostru? Grupul nostru, patrula, vrei să spui? Patrula? Da. Patrula noastră se numește Micii Cercetași. Micii Cercetași? Da? Patrula Micilor Exploratori, spui tu, cum te numești tu? Ghiță Maria Daria. Câți ani ai tu? Am 9 ani. Bun, dai să vin puțin mai aproape de tine și să-mi spui ce joc v-ați jucat voi puțin mai devreme aici pe pătură. Noi am rezolvat ghicitori. Și ai știut să răspunzi? Da. Îți place acest joc? Da, îmi plac mult ghicitorile. Tu spuneai parcă de o poveste sau cine? Era o fetiță care vrea să spună o poveste cu floarea soarelui? Da. Erai? Legenda florii soarelui. Știi tu legenda asta a florii soarelui? E grea, de-aia nu pot să o explic. Am înțeles că până data viitoare o să vii cu această legendă și să le prezinți colegilor tăi? Da. Foarte frumos. Ia să vedem cu cine mai vorbim. Uite aici o fetiță. Cum te numești? Mea Ștefania Barbu. Și câți ani ai? 8 ani și jumătate. Tu de când ești în acest grup, această patrulă, am înțeles că se numește? De la începutul verii. Și cum ți se pare, activitățile? Educative și foarte frumoase. Foarte frumoase. Ți-ai făcut prieteni aici? Da, o grămadă. Și tu? Da. Cum te numești? Pantă Maia Ralca. Și câți ani ai? Am 7 ani. 7 ani, mulți înainte. Ce-ți place ție să faci cel mai mult la activitățile cu cercetașii? Mie îmi placă cu cercetașii pentru că ne ducem la iarbă verde, ne aventurăm prin locuri și ne jucăm diferite jocuri și eu nu știam unele jocuri și le-am învățat acum și mie mi-au plăcut unele dintre ele, mai ales jocul acesta cu ghicitori, eu ador ghicitorile. Și uite, mergem mai departe la o altă domnișoară care are și eșarfă. Ție ce jocuri îți plac? Mie îmi plac jocurile care învață câte ceva. De exemplu, hipodromul, jocul pe care l-am jucat înainte și alte jocuri. Sunt foarte multe și le-am uitat pe câteva. Și sunt foarte frumoase, oricum. Tu cum te numești? Steca Daria Maria. Și ți-ai făcut prieteni aici? Mi-am făcut foarte mulți prieteni și mă bucur că nu sunt ca ceilalți să se poarte urât și alte chestii. Ei se poartă frumos și știu să se poarte cu mine, nu urât. Am înțeles. Tu știi să-ți faci nodul prieteniei? Da. Poți să-mi demonstrezi? Îmi spui și povestea, te rog, da? Da. Un copăcel și un iepuraș. Iepurașul dă ocol copacului, cade o frunză. Iepurașul se sperie, trece peste frunză și se bagă în scorbura lui. Și gata. Da. Bravo, felicitări. Și îți dai seama că ai făcut nodul prieteniei prin cele 4 de aici. Da. Sunt 4 elemente care se văd da. Acolo. Am înțeles. Tu ai fost în campingul de la Năvodari? Da.
Și ce ați făcut acolo? Diferite activități. Acolo principalul pentru care am fost au fost Pokémonii. Ce ați făcut voi cu Pokémonii? Asta e puțin să vin mai aproape de tine. Pentru că văd că am mai multe fetițe aici cu eșarfe și înțeleg că toate ați fost în tabără, așa? Bun, hai, povestește-ne întâi cu Pokémonii și apoi vorbim și cu colegele tale. Da, noi de dimineață până seara târziu am căutat Pokémon. Prima activitate în căutarea Pokémonilor a fost să-i căutăm prin nisip aproape de mare. Erau niște era mai mult nisip peste care au pus peste Pokémonul care era ascuns acolo. Au făcut mai multe grămășare de nisip și au băgat Pokémon. Am înțeles și tu voi trebuia să căutați și să găsiți cât mai mulți, da? Bun, ia să vedem ce alte activități au mai fost. Am aici o altă domnișoară. Cum te numești? Mircea Maria Luiza. Tu le-ai povestit colegilor tăi, le-ai demonstrat cum se face nodul acesta. Dacă vreți, eu mai fac o dată. Nu, aș vrea să-mi povestești cum a fost la Năvodari. Păi, cum a zis și Daria, colega mea, am căutat Pokémon în nisip, acolo unde erau făcute mai multe grămăjoare și noi trebuia să îi găsim. Apoi am avut o vânătoare de Pokémon nocturnă, care a fost, părerea mea, tot foarte frumoasă, în care trebuia să ne luăm frontalele, adică lanternele pentru cap, și să căutăm Pokémon în nisip. Și a treia provocare, tot cu Pokémon, care a fost tot o căutare de Pokémon, a fost în iarbă, în care trebuia să stăm într-un șir și fiecare era legat la ochi. Mai puțin ultimul, care trebuia să coordoneze și era cum ar fi dacă trebuia să o iei la dreapta, băteai cu mâna dreaptă pe cel din față, adică... Am înțeles și eu, o lua la dreapta. Următorul pe celălalt, tot așa până la primul. Până găseai un Pokémon și îi ziceai stop, el se așeza și începea să caute prin iarbă. Foarte interesant exercițiu și trebuia să lucrați ca o echipă, înțeleg. Da. V-ați descurcat? Da. Am încercat bine. Când am fost eu coordonator, prima încercare când a trebuit să bat, am bătut la stânga loc de la dreapta și era să dea cu capul într-un pom, dar... Am înțeles, au fost și întâmplări drăguțe. Bănuiesc că nu au fost accidente grave. Nu au fost niciun accident grav, pentru că avem lideri care să aibă grijă de noi și... Să ne învețe cumva toate jocurile astea și să le facă ca să le înțelegem mai bine. Pentru că doar dacă ne explică regulile, noi nu putem înțelege decât dacă încercăm să exersăm jocul întâi și apoi să facem concursul, pentru că aici tot suntem egali și nu există diferențe. Foarte frumos. Domnișoara cu steag, ce este acolo? Poți să ne vorbești un pic? Da, aș vrea să-ți văd și fața, da? Nu numai steagul. Așa, uite, lasă steagul Grațielei și vorbește tu cu mine, povestește-mi despre steagul acesta. Am făcut steagul toți din patrulea noastră și am fost vopsit de lider cu o anumită culoare și am pe mână și am amprentat-o pe pânză și... Ce crezi tu că reprezintă aceste mânuțe ale voastre pe același steag? Patrulea noastră. Și v-ați fost toți amprenta pe steagul patrulei? Da. Și de ce se numește DAPIX? Pentru că am format patrula la DAPIX. A pornit de acolo ideea, da? Acolo v-ați întâlnit cu cercetașii din România? Constanța. Cei din Constanța? Da. Ai fost și ai vorbit acolo cu cercetașii? Da, mi-am făcut și mulți prieteni. Și a fost drăguț. Am înțeles. Grații, vii puțin mai aproape, te rog. Grațiela, ai fost și tu la Năvodari? Da. Și cum a fost? Cum ți s-a părut această experiență? Foarte frumos. Ce ați făcut acolo mai exact? Ați și dormit pe lângă ce au povestit colegele tale? Da. Ați dormit unde? În cort. Și ați știut voi să montați cortul? Da. De unde? Cine v-a învățat? Ne-au învățat liderii.
Ați avut un exercițiu de montare a cortului înainte de a merge în tabără? Da. Da. Și ți s-a părut greu? Nu. E ușor să montezi un cort? Da. Ce altceva ți-a plăcut ție? Ce-ți place ție la cercetaj? Mie îmi place la cercetaj când facem activități. Ți-a plăcut jocul de mai devreme, cel cu ghicitori? Da. Am revenit, am văzut imagini de la activități. O să vreau, Maria, să continuăm tot cu tine. De ce? Pentru că tu ai o cămașă a cercetașilor, da? Pe care ai mai multe badge-uri. Le spun bine? Da. Spune-mi despre ce este vorba și ce și cum obții aceste badge-uri. Am lăbuța pe unde avem badge-urile de progres, adică anumite personaje din Cartea Junglei care înseamnă un anumit progres pe care l-ai avut în o perioadă de câteva luni, iar liderii din patrula ta au observat această evoluție. Am înțeles, deci tu ești observată ca și toți ceilalți, da? Și în funcție de cum participi la activități, cum evoluezi, da? Cum îți asimilezi anumite cunoștințe, primești aceste badge-uri, da? Și mai ai de primit? Mai am încă două, am doar 4 din 6 și mai trebuie să o primesc pe Baghera și pe Achela. Am înțeles. Și mai ai și alte badge-uri acolo? Mai am unul de la Mihail Covălnicianu. Ați fost în vizită acolo? Sau? Da, a fost o întâlnire cu, cred, tot centrul local Cercetași Marin și de acolo, pentru că a fost o întâlnire mare, am primit un badge, a fost foarte frumos. Și mai ai încă ceva? O lupișor este? Da, o insignă de la primul meu camp, care s-a ținut în iarnă, februarie, nu mai știu exact data, la Poiana Țapului. Am avut o poveste foarte frumoasă în spatele acestui camp, pentru că trebuia să ajutăm un lupișor să ajungă acasă și aveam niște indicii, cum ar fi acest triunghi albastru, care ne ajutau să-l găsim și aveam provocări, cum ar fi să atingem apa, să îmbrățișăm copacii, să cântăm când trecem pe lângă copaci, să atingem, să lăsăm niște frimituri pentru lupișor și să aplaudăm atunci când plecăm de la babele, pentru că am fost și cu telecabina la babele. Foarte frumos și povestea este foarte frumoasă, într-adevăr, și foarte multe activități. Ai fost și cu liderii sau ai cu liderii care sunt aici de față sau ai fost cu liderii din Cercetașii Marin? Am fost doar cu liderii de la patrula mea, adică cei de la Cercetașii Marin. Am înțeles. Mai ai aici pe masă alte badge-uri? Da. Dacă vrei să ne vorbești despre ele? Da, nu am apucat să le cos pe cămașă, din păcate. Am înțeles. Acesta este din cel mai recent camp în care am mers, și anume cel de la Bărcuți, unde am avut ca temă oroșelul copiilor. Și aceasta este tur la unei biserici, care era foarte aproape de noi. Și noi stăteam undeva prin deal, prin colum, și trebuia mereu să mergem la masă și să ne întoarcem înapoi. A fost foarte frumos în oroșelul copiilor, era chiar ca un oraș adevărat și aveam bani, care nu erau bani adevărați, erau seli, așa se numeau, iar orașul se numea Danubius. În fiecare zi aveam adunarea oroșenilor și era foarte frumos și seara aveam o piesă de teatru făcută de cei care lucrau la teatru. Eu am lucrat, am avut să ne alegem 3 meserii, eu am fost la fabrica de săpun, unde a fost foarte frumos. Am fost la bancă, nu mi-a plăcut. Și am fost și la croitorie, unde mi-a plăcut. Înțeleg că dacă ai fost și la croitorie, știi să-ți coși singură badge-urile pe... Da, doar că mami nu mă lasă pentru că zice că le cos urât. Atunci o să le coasă mami, da, înțeleg. Și celălalt este de la acel camp din Năvodari, da? Da. Despre care tot am vorbit. Da. Vei continua să coși aceste badge-uri pe cămașă? Sper. Da? Și câți ani vrei tu să mai participi la activitățile cercetașilor? Aș vrea chiar să fiu și lider, dar... Poate. Când o să te faci mare, da? Da.
Adică dacă voi deveni lider, voi trece prin câteva etape, și anume etapa de lăbușor, pe care mai am un pic și o termin. Voi ajunge pe câmpie, adică voi deveni temerar, apoi pe deal, tot temerar, podiș și munte, iar așa pot să trec la explorator și apoi la senior și lider. Sunt foarte multe etape în fața ta, dar de ce nu-ți dorim mult succes să ajungi lider? Grație, tu ai un tricou foarte frumos cu Cercetașii României? Da. Este un tricou pe care îl au toți copiii care participă la activitățile cercetașilor? Nu. Nu? Dar ce este cu acest tricou? Văd că și doamna Alina îl poartă. Sunt tricouri cu emblema Cercetașii României, într-adevăr. Le-am achiziționat pentru a ne diferenția cumva, de a arăta exact ce activități facem noi. Da. Iar uniforma pe care a prezentat-o Maria o poartă, cămașa, de fapt și eșarfa, o poartă numai voluntarii cu promisiune depusă. Ce înseamnă promisiunea aceasta depusă? Ce se întâmplă de fapt? În momentul în care copilul devine aspirant, se înscrie pe listele acelea de lupișori, cei mai micuți lupișori, are un stadiu de așteptare, o perioadă de așteptare. În care participă la activități, care participă la activități, în care se implică activ. Când, în momentul în care liderul ajunge la concluzia că este pregătit pentru a intra în junglă, depune acea promisiune. Și atunci este obligat să respecte acele legi sau și înainte? Exact, acele 10 legi ale cercetașului. Poate purta uniforma, poate purta eșarfa, de fapt primește o eșarfă, prin care ne diferențiem de ceilalți. Am înțeles. Aceste legi ale cercetașilor, cred că ar trebui să le respecte orice om cu un bun simț. Asta și o... Deci sunt niște legi de bun simț, nu sunt niște lucruri... Sunt lucruri deosebite, într-adevăr, pentru că un om deosebit ar trebui să respecte aceste reguli, dar nu sunt niște lucruri nemai auzite sau știu ce, pentru că n-ar trebui să speriem nici părinții. Vai, cine știe ce legi au cercetat și nu au, deci cum a spus, să fie cumpătați, să fie respectoși unii cu alții, să-și ajute semenii. Sunt lucruri foarte frumoase pe care le învață aceste activități ale cercetașilor. Dar, sigur, există, fiind o organizație, există un statut, există un regulament, aceste legi care trebuie respectate. Da, da. Și toți copiii și eu știu, și voluntarii, sigur că trebuie să respecte aceste reguli. Așa altfel este. Ar fi haos, normal. Așa este. În orice organizație, dacă nu respectăm regulile, nu ne descurcăm. Corect. Dacă vreți să ne vorbiți un pic și despre celălalt camp, cel de la Vișina, mai pe în detaliu ce s-a întâmplat, înțeleg că au fost cei mai mari, da? Au fost cei mai mari, exact, temerarii, însoțiți de patru lideri. La fel, s-a dormit cu cortul, au plecat cu cortul în spate, cu sacul de dormit, cu salteaua. Care a fost povestea lor? Pentru că observ că la fiecare camp există o poveste foarte frumoasă și foarte multe activități care decurg din acea poveste sau sunt pe acea temă. Da. Povestea lor a fost creată pe baza cărții Harry Potter, pe volumele respective. Am înțeles. Cei mai mari, da, cam asta citesc în perioada aceasta. Și atunci este foarte frumos și probabil sunt și atrași de această temă. Cum s-au întors de acolo temerarii, din cei care sunt în grupul din Mergidia? Ce au spus? Cum li s-a părut? S-au creat prietenii, legături. Ei și-au făcut chiar un grup separat și comunică foarte mult mai mult decât noi liderii chiar. Am rămas plăcut impresionați și au venit cu impresii foarte plăcute. Și ocupă. Și ocupă? Da. Spuneți-mi. Și ocupă. Da, și ocupă. Au participat și la diverse activități. Au avut ceva în genul unei curse cu indicii. Trebuiau să atingă niște locuri. Ajungeau în anumite locații și trebuiau să îndeplinească anumite cerințe. Și echipa din care au făcut parte și doi temerari de-ai noștri a câștigat această probă. Erau doi temerari, da, de la Cernavodă și doi sau trei de la Cercetașii Marini, dacă nu mă înșel. Această echipă a câștigat cupa și
Băieții au rămas profund impresionați în momentul în care cei de la Constanța au decis să le dea celor de la Megidia. Foarte frumos. Da, era o cupă era și prima mai mulți cupă în echipă și au decis să o dea pentru viitorul nostru centru. Foarte frumos, deci aveți deja ce să puneți în viitorul sediu. Avem un steag, un pe steag pe care l-am, care l-am la făcut împreună cu lupișorii aspiranți la Năvodari și avem o cupă. Da, și bineînțeles că aveți foarte multe materiale pe care, de care aveți nevoie și pe care o să trebuiască să le strângeți pe parcurs. Cu răbdare. Îmi închipui că toate aceste activități au nevoie și de, de materiale. Nu se pot face numai cu oamenii și cu, mă rog, voluntarii și copiii care, care participă la activități. Aveți, eu știu, modalitatea de a vă finanța cumva, într-un fel, aceste activități? Deocamdată nu avem încă statutul de centru local cercetat și DAPIX Megidia, drept pentru care nu am strâns încă finanțele respective. În momentul în care veți fi acreditați? În momentul în care vom fi acreditați, da. Atunci se poate atunci se vorbi pot accesa și despre... Și se putem discuta și despre sponsorizări. Și se pot face eventual donații, eu știu, da, pentru da, de, da, din partea celor care doresc să-i ajute pe copiii care vor să se dezvolte în felul acesta, prin aceste activități non-formale. Ce vreți să faceți mai departe? Înțeleg că este vorba de această acreditare, dar ce alte activități mai aveți în plan pentru copii? Pregătim pentru sfârșitul verii la fel un camp cum au fost și copiii în 15 iunie, un camp organizat de către temerarii noștri pentru lupișorii noștri, iar nașii noștri cercetași și marini vor fi invitați în mod sigur. Putem să știm și unde sau încă nu s-a discutat? Încă nu s-a discutat. Da, înțeles. Deci este, oricum, va fi frumos în vara aceasta și pentru, în continuare. Surprize. Pentru... Vom avea surprize. Cu siguranță. Da. Ca și la școală și aici avem un anumit plan de activități. Un plan pe care trebuie să bifăm fiecare activitate și la rând și apoi să o și raportăm. Doar așa putem să ne marcăm prezența și existența. Și ați avut acest plan de activitate începând din mai? Momentan nu, așteptăm să fim cercetași cu acte în regulă, să fim acreditați și după aceea vom începe și aceste raportări, dar până atunci aceste activități sunt benefice. Ne sunt bune și nouă și copiilor. Noi învățăm. Îi cunoaștem și pe ei, se cunosc și între ei și în momentul în care vor fi făcute pentru a fi raportate, va fi mult mai ușor. Înțeleg că ați spus că aveți și din Cernavodă copii, deci nu este numai Megidia implicată, ci avem și copilași și lideri din Cernavodă, da, pentru că Vanța așa am intrat în legătură cu Alina, spunându-mi cât de multă nevoie are de lideri voluntari. Pentru că oamenii trebuie să înțeleagă că este vorba despre voluntariat. Facem ceva pentru copii fără să așteptăm nimic în schimb. Eu, cadrul didactic fiind, am răspuns imediat, dar este foarte greu să găsim voluntari care să vină care și să-și răpească din timpul liber. Nu sunt foarte multe activități, oricine este binevenit și așteptăm cu drag și copii și adulți. De două ori pe lună, câte două ore, trei ore, cred că ne putem rupe pentru copilași. Deci cam așa sunt întâlnirile, de două ori, cam de două ori pe, două, pe lună, trei, așa de, da, în funcție de cum ne, în funcție de cum ne vom organiza. În funcție de o planificare, în momentul în care vom deveni cercetași cu acte în regulă, vom avea un plan de bătaie pe termen lung și vom ști dinainte ce urmează să facem. Aveți deja informații, am văzut pe internet, aveți o pagină a grupului de inițiativă, o pagină de Facebook, da? Da. Deci cine dorește mai multe informații vă poate găsi pe internet? Sigur că da, atât pe pagina de Facebook cât și pe site. Acolo găsesc informații și despre activități, postăm constant toate activitățile la care participăm cu copiii, cu copilașii.
și ne pot contacta prin adresele de e-mail expuse pe site sau prin mesaj privat. Deci se pot înscrie dacă doresc și elevi și adulți pentru voluntariat, dacă își doresc lucrul acesta. Sigur că da. Orice sunt deschise locuri, da? Și nevoie de ajutor este foarte multă. Și ne dorim să ne mărim acest grup din Megidia, să fim cât mai mulți. Cât de mulți vă doriți să fiți? Azi, momentan suntem două paturile de lupișori. Alina conduce o patrulă de lupișori, eu o patrulă de lupișori, avem o patrulă de temerari și ne dorim să fie cât mai mult spate și o grupă de exploratori, de liceeni, de ce nu? Da, poate încă nu au aflat, dar eu cred că există elevi care își doresc să facă lucrul acesta, elevi care sunt atrași de activitățile în aer liber, pentru că lucrurile acestea se întâmplă, de activități ecologice, de ce nu ați făcut activități sau aveți în plan să faceți activități de ecologizare? Sigur, sunt activități de ecologizare, în planul de activități, anual. Am înțeles și am înțeles că aveți și un imn, pentru că o să vedem la final și imnul cercetașilor. Dacă vreți să ne vorbiți un pic despre acest imn, este al Organizației Naționale a Cercetașilor. Maria, știi mai multe tu despre imn? Poți să-l cânt pe de rând. Poți să-l și cânti? Da. Spune-ne două, trei versuri, că o să-l ascultăm la finalul emisiunii. Refrenul sau de refrenul, dacă îl știi, te rog. Cercetași, suntem gata oricând. Educație pentru viață, promisiune, eșarfă, trei degete sus, sunt cercetași, astea sunt, ta-na-ni-na-na-na, suntem gata oricând, ta-na-ni-na-na-na. Foarte frumos! Dacă vreți să completați ce am discutat până acum, eu știu, poate vreți să adresați un îndemn sau o chemare către grupul acesta din Mercedia, celor care doresc să participe la activități sau să se înscrie? Sigur, să urmească pagina noastră de Facebook tinerii, părinții, copiilor și să îi așteptăm un grup cât mai mare. Care este următoarea activitate? Ați spus în vară. Până atunci vă mai întâlniți, aveți informațiile, se postează mai, pe... Mai pregătim și o activitate, tot în colaborare cu cercetașii marini, de scufundare. Da, tot în august, n-am stabilit încă data exactă, ne-am propus să-i ducem pe lupișoși și pe temerari la scufundări. Foarte frumos, foarte multe activități frumoase, lucruri minunate care se întâmplă aici pentru copii cu ajutorul voluntarilor care vor să facă parte și fac parte din grupul de inițiativă Cercetași și DAPIX Mercedia. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare în emisiune și vă aștept atunci când veți fi acreditați să veniți să ne spuneți despre planul de activitate și despre sediul pe care îl aveți și despre tot ce se va întâmpla în viitor, pentru că sunt lucruri interesante. Educație frumoasă pentru copii și tineri frumoși. Și mulțumim frumos pentru invitație. Vom încheia cu imnul cercetașilor. Dimineața înviorare, sunt gata, catargul este pus. Sunt gata să lăsăm lumea mai bună, cum spunea Bipi. Noi urmăm toate legile pe tale lor de crin. Se fluieră odată, toți ne împărțim. Ne ascundem, ne jucăm și ne urmărim. Foc de tabără, insigne, noi le merităm. Toți suntem aici, lumea-n bine s-o schimbăm. Cercetași, suntem gata oricând. Educație pentru viață, promis. Oamenii ne-ntreabă ce cercetăm. Noi nu cercetăm nimic, ne place să ajutăm. Din toate colțurile lumii ne-am adunat. Să urmăm legea scaut cum am învățat. Să lăsăm lumea mai bună cum spunea Vicky. Noi urmăm legile pe care lor de crin. Foc de tabără, insigne, noi le merităm. Toți suntem aici, lumea bine s-o schimbăm. Lumea bine s-o schimbăm. Cercetași, suntem
sunt cercetași, asta sunt. Suntem gata oricând.